Bună dimineața și bine v-am găsit la un tractor vlog. Astăzi avem de muncă. După cum vedeți, ceasul este și 6:51. E foarte de dimineață. Animalele mele sunt deja sculate, sunt foarte harnice. Uite găinușa. Bun, astăzi sărăm pe câmpul 29, uitați-l aici, ăsta roșu. Bun, avem o grămadă de muncă. Sunt foarte obosit. Sunt foarte, foarte obosit. Uitați aici, universalul meu 650. Bun. Asta este interiorul, ca să-l vedeți și voi, că este primul meu tractor vlog. Hai să-l pornim, să vedem, pornește. Nu vrea. Hai că a luat. Bun. Așa, hai să cuplăm și noi discul încet, să nu călcăm găinușele. Călcăm găinușele că ele ne dau ouă multe de mâncă. Aici este discul meu. Încet. Bun. Așa. Bun, așa. Hai să desfacem aici, să deschidem ușile. Asta este discul. O să fie foarte mult de mers până ajungem la câmp. Cred că o să pun pauză când o să ajung acolo. Bun, l-am cuplat așa frumos. Cum o să mergem? Opa, eram să calc pisica. Vreau să calc pisica. Așa. Aici. Nu semnalizare frumos, ne asigurăm. Nu călcăm găinile, pietonii, tot. Bună ziua, n-am marcica. Așa. Salut, Petrica. Viața unui tractorist este aici, stai să prinde și noi farurile. Bun, așa, nu cam se cunoaște că am farurile pornite. Discul e bine în spate acolo, e foarte bine. Bun. A, uite și ăsta. A, e Gheorghe ăsta. Salut, bă! Stai să-l dau așa niște... Știi, așa. Și pe aici o să urmeze drumul către ferma mea, câmpul meu. Bun, așa. Trebuie să dezactivăm GPS-ul, că deja... Opa, opa, opa. Aoleu, aoleu. M-am zdârnăit. Bun. Mai avem un pic. Să facem prezența. Eu sunt Andrei. Nu mai pot de somn pentru că este 6:54. 54 e ceasul. Până la 8 trebuie să vină semănătoarea. Am închiriat-o de la un vecin. Unde este câmpul nostru? Să se numește GPS. Ăsta este. A cumpărat acum câteva zile. Uitați, ăsta e. De la un vecin. Dacă vă întrebați ce are pe el, că este pe el ceva, da, este, sunt ridichi. Mie nu-mi plac ridichi, am alergie de ridichi. Și o să băgăm discul în ridichi. Săracele ridichi. Gata. Am plecat să arăm așa frumos. Dar ce sare în omul, murdărește UTB-ul, deja l-a murdărit. Hai, urcă, bătrâne. E bun universalul ăsta al meu, chiar dacă este folosit, că folosit este cel mai ieftin. Să cumperi un produs folosit, e ieftin. Dar are și probleme. UTB-ul meu
are probleme, o grămadă, grămadă de probleme. Uitați ce abruptă este zona aici. Bun. Am revenit, am fost și eu la WC. Bun. Adică la WC în grupul vecinului. Bun. Dar puterea... Fum! Habar n-am de unde iasă. M-am dat de jos, m-am uitat la motor, dar nu e nimica. Dar hai să ne continuăm treaba. Bun. Hai că o face bine UTB-ul nostru. Prinde și noi farurile așa. Hai că m-am mai trezit și eu. M-am trezit și eu, nu mai sunt așa moloșit, așa somnoros. Opa. Cred că am lovit dâmbul ăsta de aici. Coborât. Hai să continuăm. Avem de muncă, nu lucrări, să nu intrăm în grâul, în recolta vecinului. Așa. Să-l centrăm frumos, așa. Și am pornit. Deci v-am spus să vouă că mi-a trecut somnul, dar tot somnul este. Adică ieri seară, pe la 8 seara, așa, mi-au trimis cei de la magazin. Adică nu e magazin, este second hand, dar tot magazin este. Bun, că o să-mi vină astăzi semănătoarea la 8. Dar nu sunt sigur dacă vine la 8. E prea de dimineață, cine stă sculat de la 8 să aștepte o comandă? Doar eu, că eu am agricultura mea și trebuie să mă scol de noapte. Și ieri noapte n-am dormit deloc. N-am dormit deloc. Că am fost, l-am tras o arătură la un om care a durat câteva zile, deci un câmp enorm de mare, enorm de mare, dar m-a plătit cu câteva milioane. Și când am venit și eu acasă să mă culc și eu frumos, a sunat telefonul. Bună seara, mâine de dimineață la ora 8 o să vină semănătoarea dumneavoastră. Am rămas așa. Adică cine stă trezit de la 8 să aștepte curierul? Și ce curier sunt ăia care livrează produse mari, nu jucării și telefoane? Produse gigante. Deci nu înțeleg nimic. Jos, jos urgent. Mi-a luat tractorul foc. Mi-a luat tractorul foc. Mi-a luat tractorul foc! Mi-a luat tractorul foc! Arș, arș! Mi-a luat tractorul foc! Mi-a luat tractorul foc! Mi-a luat tractorul foc! Aoleu! Mi-a luat tractorul foc. Telefonul e înăuntru, nici nu pot să sun la ambulanță. Am plecat pe jos, gata. Aoleu, nu pot să cred. Mi-a luat tractorul foc. Mi-a luat tractorul foc, rezervorul de benzină. Au recolta asta. Arș, arș ce muscură mâinile. Mi-a luat tractorul foc. Salut, Mihaiță, mi-a luat tractorul foc, sună la ambulanță. Că și eu sunt tars. Ce? Te grăbești la muncă? Domnule, mi-a luat tractorul foc, sunați
La pompieri. Domne! Salut, Petric, hai mă, fii tu bun. Mi-a luat tractorul foc. Sună și tu la pompieri. Mă, tu le-am încălzat. Hai mă, domne, bă! Mi-a luat tractorul foc, ajutor! Unde este vecinul? Mihaiță! Aoleu, nu pot să cred. Nu pot să cred. Pot să cred. Ia uite să-mi ia și câinele după mine. Marș! Hai, domne, hai. Să spune cineva. Îmi doare gât când vorbesc tare. Ia la tractorul foc. Sună tu la pompier. Hai, te rog eu. Hai. Dar nu vrea nimeni să sune la pompier. Sunt răi oamenii ăștia. Hai să vedem dacă mai vrea cineva să sune la pompieri. Mi este să nu ia și recoltele vecinilor foc și să se întindă focul ăsta, să ia tot satul foc. Merg kilometri întregi. Hai să ne ducem aici la magazin, la Buburuza. Ajutor! Aoleu, ăsta este bad rău de tot. Alo? Da, da. Ocupat și acum? Tractorul meu a luat foc și